Până în mijlocul acestei luni, primarii de comune sălăjene vor trebui să rezolve urgent problema asigurării intervenției pe drumuri dacă situația o va impune. Astfel, dacă va ninge, va fi ger. Cu siguranță, pe un astfel de drum pe care mă aflu eu în momentul de față, nu se va putea circula într-o astfel de pantă din cauza stratului de zăpadă. Atunci, fie că au bani, fie că nu, primarii trebuie să rezolve aceste probleme. Mulți dintre ei susțin însă că au avut norocul ca în anii precedenți să-și asigure o serie de utilaje pentru a înlătura zăpada de pe partea carosabilă. Avem aici exemplul comunei Agris, spre exemplu, dar și alte comune mai mari care au reușit totuși să-și asigure chiar și utilaje la mâna a doua pentru a-și asigura această intervenție pe drumuri în cazul unor ninsori abundente. Sunt însă și comune care nu au venit urmar la bugetul local pentru că nu au nici măcar agenții economici, cu excepția câtorva magazine alimentare, și care susțin că nu au ce să facă pentru că nu au banii necesari pentru a-și cumpăra astfel de utilaje.